Ok, suntem la 139. Primim niște piese foarte mici și probabil cu care nu vom pierde foarte mult timp. Sunt două feluri de șuruburi, OP și ZM, două piese micuțe, două furci micuțe și ele, se pare că sunt din metal. În numărul 140 primim sectoarele dințate stâng și drept, două capace și șasiul superior. În acest număr vorbim, de șasiul superior, constituie baza părții basculante a tunului. Avem ghidul de montaj. Vorbim de drumul dificil spre producția de serie. Tunul ZIS-3 nu a fost proiectat la comanda armatei, ci la inițiativa BP al uzinei 92. Prin urmare, constructorii s-au văzut obligați să dovedească că preluarea tunului de către armată era utilă. Vorbim de ofensiva spre Viena. A fronturilor 3 și 2 ale Ucrainei a început la 16 martie, imediat după contraofensiva germană de la Balaton și s-a încheiat la 15 aprilie 1945. Cam atât despre asta și haideți să montăm în continuare tunul nostru. Așezăm consola pe masca superioară ca în imagine. Shift-ul din spate trebuie să intre într-un orificiu mic. Teoretic acesta ar trebui să fie. Și foarte amuzant că numărul trecut am avut steluțele lipite, numărul acesta nu avem steluțele lipite. Avem consolele astea două. Sunt stânga și dreapta, deci nu prea putem să le încurcăm. Acesta este 139D, ea va veni amplasat în zona asta. Bun, și folosim șurub ZM. Avem nevoie de două bucăți în total. La fel procedăm și pe partea dreaptă. Și în continuare vom folosi două șuruburi OP. Cu aceste două șuruburi vom prinde forcile și atenție, partea lungă trebuie să vină în direcția aceasta. Deci cam acesta ar fi direcția de montaj și folosind un șurub OP vom încerca să îl aliniem din zona. Furca noastră e mobilă și la fel continuăm și pe partea cealaltă. Și am terminat și numărul la 139. Nu mai avem mult și vom termina tancul nostru. Eu am fost Mihai, știți bine, se pot achiziționa aceste numere de pe magazinul colecționarului și ne vom vedea peste o săptămână.